Salutare, oameni minunați! Am undecât ne odihnim, haideți să discutăm despre pensie. Apropo, babe, ai dat cu aspiratorul? Nu. No, bine, dă-l dreptul. Este o prostie să te bazezi la bătrânețe doar pe pensie. Mulți sunt de părere că suntem în pragul unei crize de pensii. Cu toate că mai tata lumea spune că nu crede că mai apucă să primească ceva din acea pensie, totuși mă miră faptul că mulți nu fac niciun pas ca să aibă măcar un plan B. Vârstele de pensionare se ridică nesimțit, încât vom vedea bătrâni chiar și la cele mai vechi meserii din lume. Hei, nu vă gândiți la prostie, aici nu discutăm de gilfuri. S-ar putea să nu știi, dar sistemul are un deficit. Există un număr enorm de pensii nesimțit de mari care nu au cotizat în viața lor. Și culmea că acești oameni nu au inventat focul sau invenție care aduce României milioane de sunt judecători, securiști sau dracu' știe ce funcție în care i-au băgat tata prin puterea magică a nepotismului. Apropo, nu suntem singura națiune unde se întâmplă acest lucru. Chiar și autorul cărții Tată Băgat, Tată Sărac, Robert Kiyosaki, are o altă carte intitulată Cine mi-a furat pensia? Trei probleme sunt discutate în carte. 1. Eliminarea sau colapsul planurilor de pensii. 2. Gestionarea incorrectă a fondurilor de pensii. 3. Transferul responsabilității clasei muncitoare, care trebuie de la sine să investească pentru pensie. Pe urmă, Kiyosaki discută despre cele trei componente ale sănătății unei pensii. 1. Câți bani intră. 2. Cât este investit. Și 3. Câți bani ies. Iar dacă oricare dintre aceste trei intră în dezechilibru, poate duce la colapsul acelui fond de pensii. Cam cel mai important este managementul acestor bani, pentru că doar mărindu-ți acea contribuție nu rezultă neapărat un lucru favorabil. Ca și că nu contează că ți se mărește salarul cu 200 de lei dacă soția ta își ia 3 perechi de pantofi noi în fiecare lună. Multe dintre aceste pensii ajung într-un fond de investiții unde se încearcă să se multiplice acești bani prin efectul dobânzii compuse. Însă există multe situații în care acești bani sunt puse la investiții destul de riscante, aproape la nivelul jocurilor de noroc, și dacă iese prost, la urmă răspunzătorul probabil va da din umăr și o zice îmi pare rău și ăsta e. Și statul trebuie să intervină să suplimenteze acea bocnă cu banii noștri. Mai ales atunci îmi este frică dacă banii sunt băgați pe această bursă mirifică care crește de 90 de ani. Ce se întâmplă dacă intri la pensie la Mare Depresie 2.0? Dacă bursa este așa de bună, de ce trebuie FD-ul american să cumpere tot felul de acțiuni pe bani creați din aer? De aceea la mine pensia este planul E. Țelul meu este să-mi fac tot felul de venituri pasive care să ne ajute la bătrânețe ca să trăiesc cu nevasta mea o viață decentă. Ca să vă dau date cât mai corecte, am intrat și eu pe internet să văd cam care-i treaba cu pensiile astea. Numărul mediu de pensionar în România este cam de 5 milioane de persoane. Pensia medie lunară e cam 1200 de lei. 5 milioane de angajați în România și încă vreo 3-4 milioane din diaspora care deja cotizează la sistemul de pensie de la statele respective unde lucrează. Deci un sfert din populație s-a dus. Natalitatea nu e bună, salariile bune sunt în mare parte la bugetari, adică la cei care cotizează un pic mai diferit față de noi, deci cred că sistemul din România este unul deficitar și nu pot să cred că pentru mulți oameni acesta este singurul plan. Și de fapt, clasa muncitoare normal că lucrează pentru pensiile bătrânilor, dar mai trebuie să lucreze și pentru ajutoarele celor care într-adevăr nu pot lucra și bineînțeles a putorilor și lipitorilor care au alergie la muncă. Până în 2050 vor fi 2 miliarde de pensionari în lume, cam de 3 ori mai mult decât în anul 2000. Și ținând cont că vom trăi mai mult cu ajutorul tot felul de tehnici, tehnologii, substanțe, stil de viață, banii aceia vor trebui să ne întrețină un timp și mai îndelungat. Gândiți-vă la săracii vegetarieni care la 150 de ani vor trebui să se milogească de cineva să îi împuște, că nu pot muri de cauze naturale. Iar dacă mai apar în continuare tot felul de variante de COVID, bătrânii vor căuta să se pensioneze și mai repede, ca nu cumva să fie răpuși de varianta gamma sau ce altă literă grecească să mai inventează. De aceea, cum înaintezi în vârstă, va trebui să schimbi din surse de venit active la cele pasive. Venitul pasiv lucrează pentru tine și tu te poți bucura de liniștea care ți-ai dorit-o din totdeauna. Dacă nu cumva să pun copiii să se joace fotbal sub geamul tău și devii tu omul acela pe care ai avut tu pică în copilărie, care zbiară la copii și aruncă cu ligheane de apă. O mare parte din oamenii care intră la pensie fără un fond de investiții vor trebui să ducă o viață destul de restrictivă și minimalistă. De ce ne mai mirăm dacă tot se ridică pragul? Poate când voi fi aproape de limita de vârstă, pe atunci vârsta de pensionare va fi vreo 75 de ani, cine știe. Mereu există o balanță între ceea ce se pune înăuntru și ceea ce se scoate. În foarte multe țări, fondul de pensii se completează din alți bani sau alte investiții ale statului, pentru că majoritatea sunt în minus.
Cred că la noi pensiile se completează din pădurile astea tăiate. Eu cred că majoritatea nu sunt pregătiți de pensie pentru că nu au destui bani puși deoparte. Și dacă toate astea nu sunt destule, mai există o mică problemă pe care o deduceți din această zicală a muncitorului de rând. Vă rugăm, ne scuzați! Nu producem cât furați! Dacă v-a plăcut, sparge butonul de like, iar dacă nu, atunci probabil îți este foame. Dă un subscribe dacă ești interesat de videourile mele săptămânale, îți mulțumesc că ai rezistat până aici și o zi mirifică îți doresc!